Am revenit, dragii telespectatori, în direct. Suntem în continuare cu doamna dr. Florinela Bălan, medic medicină holistică. Vorbim despre această voce interioară care este ca o medalie cu două fețe. Rămăsese doamna doctor cu un răspuns cu cum se formează vocea asta interioară cu regulile și cu principiile ei, dar citea ceva din carte foarte interesant, dar până la, o rog să continuăm. De unde vine? De, De unde, unde vine vocea? Din exact. copilărie vine că noi, de exemplu, vocea asta noastră seamănă foarte mult cu vocea părinților noștri, știți? Eu am așa o chestie de genul acesta de exemplu la un perfecționist, perfecționistul care se autocritică, clar, vocea lui asta spune, nu ești bun, nu ai făcut nu ți-a ieșit, ai greșit iar nu știu cum o să facem cu tine greșești mereu, ceva de genul și uh, eu spun așa, dar vocea asta care te critică de autocritică are legătură cu copilăria dumitale care dintre părinții dumitale te critica? Păi mama Mă mai și iubea, dar mă mai critica mai mult. Și care era balanța? Păi mai mult de critică decât de iubire. Așa. Păi și știi ce ai făcut? Ai luat-o pe vocea mamei cu Dumneata. Asta mm -hmm. ai făcut. Deci nu mai ești cu mama, dar ai luat vocea cu tine după aceea. Ca așa arată. Și uitați, această voce critică interioară apărută în copilărie, a fost modelată de educația primită, deci de acolo. -ța. Dar ea, ce spune vocea asta are reguli. Sunt niște reguli acolo. Vocea asta are legătură cu niște principii are legătură cu niște lucruri care, ca zis mama, că nu e bine așa, este un principiu dat de mama. Și a zis tata, dar nici așa nu este bine, e al principiu. Deci noi, practic, prin aceste modele care le furăm, noi luăm, de fapt, regulile din aceste modele. Corect. E, regulile noastre de viață s-au format de cinci copilărie. au rămas întipărite în memoria noastră de lungă durată și continuă să ne călăuzească în viață. Practic, funcționăm după regulile mamei și tatei sau uh, învățătoarei pot să fie, sau unui prieten de la colț de stradă, că pot, și aceștia pot să ne influențeze, sau fratelui sau surorii, ne fim perfect conștienți de permanența lor, continuăm să trăim după aceste reguli infantile, că sunt de mult, fără să le adaptăm mereu la vârsta noastră actuală. Așa cum computerul vostru vă propune la intervale regulate să-l actualizați, este important și să vă actualizați și regulile de viață. În funcție de evenimentele prin care treceți, de evoluțiile mediului și al gecului vostru, pentru a vă schimba, trebuie să vă eliberați de vocea interioară negativă, de exemplu, care asta nu mai funcționează, că tu între timp ai evoluat, ai devenit bun-rău și ești foarte bun și. Și numai... ai devenit părinte. Și ai devenit părinte și tu te crezi singură. Corect. Corect. Cu alte cuvinte, este foarte important să vedem de unde vine vocea și ce reprezintă ea, la ce servește ea și dacă mai e utilă sau nu, ca să facem ceva cu ea, că poate e degeaba acolo și ne sabotează. Deci, cu alte cuvinte, vocea se referă la reguli. Regulile pe care le avem față de noi înșine, cele pe care le impunem altora și cele pe care ni le, impunem, ni le impune societatea, ne stabilesc uneori soarta în locul nostru. Pentru că aceste, noi ne luăm după vocile astea, le luăm după vocile astea, parcă sunt uh, cei, cele care ne coordonează pe noi și nu e bine. La un moment dat, cum apare, toată povestea asta este că intrăm într-un cer vicios. Facem o buclă ca într-un cer vicios și să vedeți cum arată bucla asta, arată așa. Um, de exemplu, Uh, o regulă de viață este să, fii, să faci lucruri excepționale, să nu fie așa cum se spune. Uh, fiecare copil, când e mic, îi se spune: Tu e bine să faci lucruri grozave. Știți, e foarte îndemnat să facă asta. Părinții spun: Mai văd și pe alții: Uite, cu tare, prin exemplu, față de ceilalți, comparativ, uite, cu tare a făcut, cu tare, rezultate și tu te gândești ca și copile bine să ai rezultate, că uite, el e leudat și încerci și tu să faci lucruri extraordinare, te străduiești, te strofoși foarte mult. Ai vrea să fii perfect, excelent, să faci lucrurile bine, sunt obiective cu totul respectabile în principiu acest lucru. Dar când dorința perfecțiunii se aplică la toate, poți sfârși prin a te buiza, adică e prea mult. Și o serie de persoane pe care le-am întâlnit, spune domnul doctor, funcționează după aceste principii și suferă în consecință de ele, pentru că e prea mult, adică e vorba de doza și că trebuie să-ți dai seama că la un moment dat nu mai e valid acest lucru. Uh, vă dau uh, alt exemplu, cum anume apare. De exemplu, uh, de cele mai multe ori apare o altă regulă, este că temerea permanentă de a nu fi dezaprobată de, de, cei din jur. De exemplu, tu trebuie să corespunzi să fie ceilalți de acord cu tine, că dacă sunt ceilalți de acord cu tine și te apreciază, înseamnă că îți crește valoarea. Că tu nu-ți vezi propria valoare. Ne vând o ți propria valoare, Depins de valoarea celorlalți. Și dacă ăștia din jur, de exemplu, n-au valori, sau, de exemplu, au valori foarte joase, ce spună ea, el de lege pentru tine. Și tu îți dai nota după cei din jur. Și dacă sunt mulți și foarte jos, înseamnă că tu ești varză, ure, adică ure. ai nota lor, adică ți -o dau ei nota. Bun, această nevoie de aprobare și recunoaște duce la un perfecționism și mai exagerat. Pentru că tu încerci după aceea, aoleu, am notă mică, a zis la că nu e bine și a zis vecina și vecinul că nu e bine, a zis colegul și fost o prietenă și mai departe. Și atunci îți accentuezi perfecționismul pentru că trebuie să obții de mai multă aprobare și mai multă afecțiune. Deci ești într-o vânare de aprobare și de afecțiune și ai un perfecționist de integrare socială pentru că depinzi de ce spune X și Y. Înțelegeți? Acum, suntem perfecți ă, și, sau vrem să fim perfecți din dorința de a ne iubi pe noi înșine, că în final, de fapt, se numește perfecționism al valorizării, pentru că, de fapt, dacă aflăm că nu suntem buni, nu ne iubim. Adică, dacă da. ăștia zic că nu suntem buni, nu ne iubim, că nu merităm. Și cu scopul de a-i face pe ceilalți apoi să ne iubească, și asta se numește perfecționism de integrare socială, cum spuneam, și când suntem iubiți, ne simțim perfecți, deci numai atunci bucla s-a închis și cercul vicios s-a instalat. Deci, practic, noi depindem de cei lanți ca să ne iubim, să ne valorizăm și să, fim, să ne simțim bine. Și acum, e multă, e multă muncă. E multă, devine toxic. Se numește perfecționist toxic acest lucru. Adică tu și cum te simți tu pe interior depinde ce a zis X și Y și Z. Și dacă ăștia au probleme, ție bine. Oh, da, să înțeleg că nebunia asta cu vocea interioară vine de undeva din copilărie, nu? Da. Și, de fapt, problema este că este o vorba de o traumă acolo în spate. Adică, noi, de fapt, este vorba de o traumă, pentru că uitați cum arată. Sunt două scheme. Se pare că, de fapt, noi creăm niște, niște scheme și uitați, așa. Uh, îmi permite, stop, domnul uh, doctor, pune aici punctul pe ei. Cum să ieșim din această dilemă? Să-ți dorești să faci mereu lucruri excepționale și să suferi din cauza perfecționismului toxic sau să nu încerci să le faci, dar atunci să te desconsideri pentru că nu respecti ce este esențial pentru tine, ceea ce numim noi nu valori, deci practic nu e bine niciun fel la un moment dat, adică nici așa, nici așa, <laughs> știți? Și atunci, practic, E foarte important să începem să vedem care sunt lucrurile care ne condiționează. De exemplu, formularea condițiilor, adică ce ne face pe noi să ne simțim bine, care e condiția ca noi să ne simțim bine. Formularea condițiilor începe cu cuvântul dacă. Și uitați cum se face. Trebuie să începem să ne întrebăm, dacă fac lucrurile perfect, mă voi simți o persoană valoroasă. Știți că de fapt așa arată Deci în spate tu de, de ce te strofoci atât să faci lucrurile perfect Ca să capeți valoare Că asta a explicat Deci cu, cu alte cuvinte dacă punem cuvântul ăsta dacă Cuvântul dacă înseamnă condiție Păi da, da e și condițional Da. O... Și o... se numește schemă condiționată acest Dacă, aș, e, face, dacă da, aș Exact. Această aia, schemă condiționată, s-a format de multe ori în copilărie, în momentul în care copilul a trebuit să-și imagineze soluții personale pentru a se pune în valoare și a găsi locul în mediul familial și social, că părea că nu are valoare. Deci e o traumă acolo. El a suferit la un moment dat, i-a aruncat cineva, ești fraier, ești prost, ceva, nu știu, habar n-am, și el s-a simțit fără valoare și a zis, aoleo, e grav, eu trebuie neapărat să fac ceva, să mă aprecieze ăștia, să fiu din ce în ce mai bun, că dacă eu nu sunt bun, ăștia nu mă apreciază și nu am valoare și nu mă integrez, nu mă bag în seamă. Și atunci, a practic, a, a, el e foarte important acum să înțelegem că la această, la această schemă care este condiționată, noi ca să putem să înțelegem acest lucru, trebuie să punem iar niște întrebări. Și uitați ce întrebări sunt. De ce? De exemplu, a, de ce ai tu nevoie să fii perfecțio perfecționist? De ce? Cine, cine te poate valoriza pe tine? Cum? A, care ar fi consecințele dacă, de exemplu, n-ai fi valorizat? De exemplu, vă dau pun pe dumneavoastră că sunteți aici pacientul model. Eu sunt Dacă excelent. dumneavoastră că, câte persoane ați ajutat dumneavoastră cu bani? Uite că a ieșit asta cu banii nu ține neapărat. Da, așa, ca fapt divers. Câte, nu mai cu cu bani? Mare Doamne, Doamna, cu alte, Daniela, în da, general, da, câte da, persoane da. credeți că ați ajutat dumneavoastră în general? Cred că nu a fost persoană care mi-a solicitat ajutorul să, spun, să nu spun da și să fac că Doamne, tot ce Doamna Daniela, zeci? Câte zeci? Poate și mai mult de zeci. Doamna Daniela, 100 de persoane, cel puțin? În viața asta, până Da, în acuma. viața asta, că de viață vorbesc. Hai să zic peste 100, 100 e puțin, să bon. zic de. Așa. Bon. Da. Bon. Și acum, întrebare. De ce este important pentru dumneavoastră să fii generoasă? Pentru că îmi dă o stare de bine. Eu, răspuns, eu răspund, dragi telespectatori, pentru că așa consider că este moral atunci când poți să faci să ajungi pe cineva, uh -huh. dar. Um, așa în considerat eu de cuvință, că atunci omul acela are nevoie de un ajutor, de o vorbă da. vorbă Dacă Dacă dumneavoastră n-ați mai fi generoasă și n-ați face, cum ați fi considerată de societate? Cum e considerată o persoană care nu e generos? Uh, nu știu uh, dacă aș fi considerată ca... Uh, nu dumneavoastră, dacă o persoană care nu e generoasă, cum ați ați... Uh, dumneavoastră cum c o vedeți? Uh, da. uh, uh, adică nu are valori Nu are valori morale. Da, da, exact, fără, am spus că așa mi s-a părut moral să ajut, da, fără valori, e corect. Da, deci cu alte cuvinte dumneavoastră dacă n-ați fi generos n-ați avea valoare, din punctul de vedere. Da, așa, da, e corect. Deci cu alte cuvinte dumneavoastră vă cumpărați valoarea prin aceste acte de generozitate. Flum, asta, asta înseamnă, înseamnă că mergem până nu la este capăt. Ceea ce spune? Asta înseamnă că dumneavoastră dacă n-ați face actele de generozitate, nu vă mai considerați valoroasă. Bun. Bun, și acum trebuie să știți că aveți alt. Deci noi astăzi valoroasă nu pentru actele de generozitate, ci pentru că sunteți mișto. Ca să știți. Nu, Deci. <laughs> și mă gândesc că <laughs> <laughs> Înțelegeți? Nu, adică mă gând... da. Să știți Eu că și o persoană acuma. care n-ar face acte de generozitate și ar, de exemplu, ar fi o persoană care ar avea alte, alte veleități. Nu, nu, eu înțeleg, mult. Fel, eu, eu înțeleg mai mult decât uh, ceea ce spuneți. Deci, și înțeleg și telespectatorii, sunt convinsă că înțeleg și telespectatorii. Da. Pentru că mulți dintre telespectatori sunt puși în această situație și așa, e, îți până la urmă valoarea. De ce ai nevoie un schimb? De da. ce ai nevoie? Și acum... Ai nevoie de apreciere? De ap e corect ceea ce da. spune. -ti. Fiecare Că... cumpărăm ceva Da, și cumpărăm ceva strofocându-ne în ghilimele sau agitându-ne într-un fel. De exemplu, să vedeți cum cumpăr eu valoarea. Vreți să vă spun eu? Eu sunt foarte bună. Eu sunt o profesionistă și dacă sunt o profesionistă, stă apreciată. Dumneavoastră, prin generozitate. Altul, de exemplu, prin altfel. Fiecare are o modalitate prin care el vrea să atragă valoare către el, prin ceva care este caracteristic lui. Prin ceva ce este bun. Da. Că nu, nu mai... poți să atragi valoare dacă da. nu ești, să spun, bun în ceva. Doamna Daniela, da, e medalia în spate. Deci în spatele acestor virtuți da, ale e corect, noastre, pentru că despre asta vorbim cu cu voi. în spatele acestei virtuți ale noastre, adică a, în spatele generozității dumneavoastră și în spatele perfecționismului meu, că eu sunt perfecționistă așa, și sunt o persoană competitivă, pe dos dacă îmi medalia, apare o traumă și la mine și la dumneavoastră, care ea ascunde de ce noi considerăm că aceste valori pentru noi, de ce sunt astea, că putea să fie altele, știți de ce? E o traumă în copilărie. La toți, că nu numai la noi două. Noi deci dăm exemplu nostru că... acum. Da, la... vine această traumă. Din, din copilărie vine. Din copilărie vine. Pentru că în copilărie, de exemplu, este posibil ca noi să ne fi simțit rănite, da, cu o anumită problemă. De exemplu, eu să fi considerat că poate familia din care provin nu este suficient de dezvoltată intelectual Sau, de exemplu, nu este suficient de undeva sus ca alții. Material. M material sau diverse. Eu, Și atunci dame. am zis așa, sau, bă, eu ca să fiu în competiție, eu trebuie să pot să am valoare, va trebui să fiu foarte bună. Că dacă sunt foarte bună, să voi fi apreciată. Că dacă sunt apreciată, am valoare. Că dacă am valoare, mă respectă ceilalți. Că dacă mă respectă ceilalți, mă iubesc. Și uite, așa mă iubesc și eu, că mă iubesc ceilalți. Nu vorbesc despre mine cu asta, dar dădeam un exemplu. Înțelegeți ce vreau eu să înțeleg, vă spun? Doctor. și atunci noi trebuie să începem să vedem că s-ar putea ca la un moment dat, fără să sesizăm, să accentuăm acest perfecționism sau această generozitate împotriva noastră. Că la un moment dat ajungem să vrem, să vrem, să fim din ce în ce mai apreciați, nu știu ce, și lucrul ăsta ne costă pe noi personal. Că nu știm să ne oprim cu lucrurile. Și ne asta suferiți pentru că ajutați foarte multă lume și nu vi se întoarce decât atâtica înapoi cât ajutați. Și după aia apare cuvântul dezamăgire care vă afectează pancreasul și faceți diabet. Și de exemplu. Și eu pot să fac, de exemplu, problemă pe ficat. M-ați înțeles? Și, și noi a... trebuie să începem să vedem măsura în toate și ce se ascunde în spate ca să putem renunța la un moment dat la vocea interioară. Doamna doctor, da. da. o iau de la zero să spunem O iau de la zero Nască copilul în singurătate da? Uh -huh. Nu am niciun fel Și nu știu Știți, adică Totul dacă spuneți că aceasta este o traumă uh -huh. A copilăriei uh -huh. Aș vrea ca să se schimbe ceva Privind această voce interioară Ca să nu o am pe viitor Am mai spus și am mai pus această întrebare Cum fac să se schimbe Cum îmi copilul, doamna doctor ca să se schimbe, pentru că tot vorbim în continuare de aceste tipare. Ia uitați, a putem, avem mai multe variante. Putem așa, să alegem acceptarea totală, adică să mergem în continuare așa, dar să știm de ce o facem, să ne asumăm acest lucru că vrem să facem asta, să facem în mod voit, nu că ne face pe noi vocea interioară, că ea ne joacă. Și putem să acceptăm să, fim, să ne creștem valoarea personală și da, să nu depindem neapărat de părerea celorlalți. Adică eu, de exemplu, am ales să cresc să fiu din ce în ce mai bună, că mi-am propus acest lucru, dar nu mai fac ca să mă valorizeze ceilalți, pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta nu mai ține neapărat valoarea mea personală de ce spun ceilalți, pentru că eu știu cine sunt. Și am făcut un salt. Nu mai mă face vocea interioară. M-ați înțeles ce vreau să spun? Sau, de exemplu, ce n-au sunat la dumneavoastră pacienți, au sunat oameni telespectatori care au spus că nu zic eu bine. Și ce, m-ați văzut pe mine tristă după aia? Nu! Pentru că eu nu mai contează că sună un telespectator care are o problemă, care are sărac și are dreptul lui să sune, nu mai cred eu că valoarea mea nu este bună dacă a sunat nu știu cine și au spus că nu e bine că vorbesc eu cu Dumnezeu aici. Știți că a sunat. Eu sunt ok cu asta. Da, da, și da. altfel, dacă vocea interioară a mea nu era bine reglată, pe mine m-a afectat acest lucru. Deci pot să acceptăm să mergem în continuare așa, dar să nu ne mai suferim. Putem, deci liber consimțit să înțelegi lucrurile sau mai există, trebuie să încep să mai slăbești un pic la perfecționism, adică să începi să negociezi cu vocea interioară. Și uitați cum ar începe așa, spune. Da, 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 e bine discuți cu ea. În această privință ai dreptate, dar câteodată poți să fac așa, câteodată altfel. Adică nu trebuie neapărat de fiecare dată sale. De exemplu, la dumneavoastră vor veni persoane care din nou să se împrumute, că la dumneavoastră, dumneavoastră își vește toată lumea că asta faceți și sau să-i ajuta. Și asta o să spună. De la asta... de la alții ca să da, pe Exact. Și acum o să spuneți, uh, nu știu, cred că acum e cazul să nu mai ajut pe ăsta. Și zic, mă, nu pot să te ajut, de data asta nu pot Și atunci să fiți completă cu asta Asta ar fi un mare sal pentru dumneavoastră Adică uneori să ajuta și uneori nu Pe cum, ne doctor, să-mi solicite cineva ajutorul și să-mi spună Te rog frumos, mm. pentru că eu fac emisiunea cu doctorii Vă dau cel mai bun da. exemplu, da? Pentru te rog că... frumos, ajută-mă cu De câte ori nu v-am dat dumneavoastră telefon Doamna doctor, cu tare prietena mea are o problemă cu copiii Nu aș mă zi... refer da, la un asta un exemplu simplu. Mă refer când aș bani din a... casă Mă refer, este când un mă refer când vă împrumutați ca să împrumutați. Mă refer la alea adică nu de asta, mă refer la alea grave, știți. Acum, ne apropiem de final, că vreau să nu facem un final pentru Bă, asta. Rog. Eu am aici două imagini. Am adus asta ceva foarte frumos. Am adus o imagine a maicii domnului pe care am primit-o astăzi și aș vrea să un coleg să ne ajute să dumneastră o. Îmi mult pe Maica domnului. Da, și ea mă iubește pe mine. Și pe dumneavoastră, da. da. Am adus asta o imagine foarte frumoasă. O imagine atât de specială cu Maica Domnului, mi-a adus o pacientă astăzi de la Timișoara și fiindcă este cu roșu, Maica Domnului în general este cu roșu și cu albastru, roșu reprezintă sângele lui Isus vărsat și reprezintă suferință, iar albastru de obicei reprezintă ceacra minții, și reprezintă noblețe, dar astăzi este în mov, mai surprins această e foarte frumoasă este cu mov și am adus-o fiindcă mov este culoarea aceea creminții și noi vorbim astăzi despre minte dar știți că în general Maica Domnului în toate ortodoxia românească este plângând știți acest lucru. Acum eu aș vrea să dau o altă conotație peste ce se dă în mod obișnuit imaginilor cu Maica Domnului plângând adică aici arată de obicei ortodoxia spune că ea plânge cerând la Dumnezeu ajutor pentru suferințele fiilor ei, adică restul fiilor. Eu aș vrea să-i o altă conotație. Vă rog. În sensul că noi când suntem cu moneda, știți, să avem dou două parte ale medaliei noastre. Dacă medalia noastră este cu suferință foarte tare, adică noi când suferim rău de tot, avem lacrimi ca Maica Domnului pe obraz, știți? Și uitați și ne arată Maica Domnului că am avut o emisiune cu dumneavoastră vindecătoare și înțeleg că mulțumesc că ați dat-o și în reluare odată. Dat o reluare pe dată. Am dat-o în pe data de nu? 8. Exact. Doam Maica Domnului Vindecătoare, și ce mesaj ne transmite prin această icoană? Spune așa, dacă sunteți în suferință, lacrimile arată acest lucru, uitați unde trebuie să vă uitați, în sus. Uitați unde se uită ea. Ea se uită în sus. La ce? La Doamne, Doamne. Și ce trebuie să luăm noi de la Doamne, Doamne când suntem în suferință? Trebuie să începem să accesăm conștiința noastră pentru că de fapt sus este conștiința și sufletul care sunt al lui Dumnezeu care ne pot inversa Partea cealaltă a, a medaliei. Poți să ne arate, de fapt, că nu e atât de tragic cât credem, că prea exagerăm, că poate prea suntem și noi exagerăm cu starea asta noastră, că noi ne putem schimba, că de avem două fețe, ne putem schimba fața asta oricând, dacă noi conștientizăm că și noi avem niște probleme. Adică dacă, de exemplu, dumneavoastră conștientizați că, și mai arătăm încă una să nu plecați, dacă dumneavoastră conștientizați că nu e cazul chiar să ajutați pe toată lumea, că până la urmă s-a putea ca foarte mult să vă considere fraieră cu acte că prea ajutați pe toți și ca urmare nici nu se strofagă foarte mult să întoarcă înapoi această generositate a dumneavoastră și e în favoarea dumneavoastră. Nu vă consider așa foarte mult că s-ar putea să zică că e normal să-i ajutați, nici nu mai văd cât de meritoasă sunt că faceți asta. Dumneavoastră este o persoană care suferiți la sfârșit, nu câștigă nimeni de aici. Și atunci nu este bine acest lucru, și după aia vă aduce suferință acest lucru. Ajutați dacă cu măsură, ajutați dacă pe cine trebuie, ajutați dacă persoana este responsabilă, nu așa. Și aici vreau să mă arăt o altă fațetă a maicii Domnului. Este foarte frumoasă, este specială, este cu maica Domnului zâmbind pentru că trebuie să știți că Maica Domnului este puternică vindecătoarea nu este numai cu lacrimi. vindecătoarea este împărăteasă, uitați-vă aici care um, icoană, dar e are adică ca aură în, în jur, uh, are aură, are este cu Isus în brațe care și el este împărat. Vedem aici, de exemplu, o Maica Domnului puternică care zâmbește, care este rafinată, care, adică știți, noi putem avea două medalii, apropo, două fețe ale medaliei noastre. Trebuie să începem să vedem. Și e foarte sugestiv, pentru că putem să fim și așa. Trebuie, putem să alegem partea aceasta a da. acestei fețe. Da. Da, dragi telespectatori, din păcate am pus punct, uh, punem punct acestei emisiuni, am pus punct la fix, am să spun, adică nu a mai rămas ceva de spus, chiar dacă ar mai fi multe de spus pe, privind această temă. Știți, mi-a plăcut că astăzi Părintele Leon Dură, cel care face o emisiune la noi, să fie alături în direct de doamna doctor, dar poate că nu se știe pe viitor, nu se știe de ce, cum le îmbine și ce, cum ar vedea domnia sa din punct de vedere al preotului, un medic credincios. Este un tot până la urmă. Dumnezeu, poate rezolvați dumneavoastră asta. Mulțumesc, doamna <laughs> doctor, pentru participare. Vă aștept cu drag și data viitoare. Nu știu acum, dumneavoastră, hotărâți o zi când o să... Eu o să le spun dinainte telespectatorilor. Sigur. A fost în direct cu dumneavoastră doamna dr. Florina Abălan, medic medicină holistică. Dumneavoastră, cei care doriți să repetați această emisiune, treziți-vă mâine la ora 6 și suntem din nou alături de dumneavoastră. Până mâine că va fi în reloare toate cele bune. Urmăriți jurnalul și celelalte emisiuni. Numai bine, o seară frumoasă!